acum arată că cel mai probabil era folosită în luptă de ucraineni. Au fost momente de panică într-un cartier din Galați seara trecută. Jandarmii au intervenit acolo în forță după ce mai mulți localnici au semnalat prezența șacalilor. Colega mea, Dana Cosache, a urmărit intervenția jandarmilor. Ne spune chiar acum exact ce s-a întâmplat. Te ascultăm, Dana, bună dimineața. Bun găsit, aseară în jurul orei 10, locuitorii din cartierul ANL au sunat la 112 și le-au spus autorităților că în zonă se aud sunete de șacali. Imediat, un echipaj de jandarmi a venit la locul indicat, a aprins semnalele acustice și luminoase și cel mai probabil animalele sălbatice s-au speriat și au fugit, așa că nu a fost găsită nici o urmă de animal sălbatic. Cartierul ANL este înconjurat de terenuri agricole și de o zonă împădurită din apropiere era râului Siret. Potrivit specialiștilor, șacalii umblă în haită și sunetul scos de aceștia reprezintă semnalul că pornesc la vânătoare. De cele mai multe ori intră în curțile oamenilor, atacă animalele domestice și le mănâncă. Locuitorii din zonă spun că le este teamă să-și mai lasă copiii afară după lăsarea întunericului pentru că ar putea fi atacați de șacali. Dana, îți mulțumesc tare mult! PNL dă înapoi în susținerea lui Iulian Dumitrescu pentru Consiliul Județean Prahova. În ședința de aseară, chiar conducerea partidului a cerut organizației Prahova să vină și cu alte variante. Spun mai multe surse care au fost la această ședință și vă reamintesc. Iulian Dumitrescu este cercetat într-un dosar de corupție. Ar fi fost susținut până în acest moment ca să candideze. Vedem că a avut loc o răsturnare de situație în ceea ce privește conducerea Partidului Național Liberal aseară, dar ne explică mai multe. Elena Trângașu urmărește acest subiect. Bună dimineața, Elena. Oare de ce s-or fi răzgândit? Presiuni din partea PSD? Bun găsit, Anca, bun găsit tuturor. Până în momentul de față nu am avut însă nicio declarație clară, nici dacă îl susțin, nici dacă nu îl susțin pe Iulian Dumitrescu. Au transmis doar că este statutar, având în vedere că nu este nici măcar trimis în judecată, este doar cercetat. Are dreptul să candideze pentru nou mandat, dar spuneau că așteaptă decizia filialei județene. La filiala Prahova sunt peste 60 de primari care îl susțin pe Dumitrescu, ce consideră că a făcut performanța administrativă la nivel județean, însă conducerea PNL este reticentă, așa cum spuneai și tu. Din informațiile noastre aseară la ședința care a avut loc la Vila Lac, unde au discutat atât PSD cât și PNL despre ce vor face la locale, pentru că până pe 30 aprilie trebuie să depună candidaturile, s-a pus în discuție problema lui Iulian Dumitrescu, iar conducerea PNL a transmis filialei județene, spun surse, să vină și cu alte variante. Așa cum spuneai și tu, Anca, el este cercetat într-un dosar penal, însă nu este trimis în judecată, după cum vă spuneam. Vom vedea ce decide în final conducerea Partidului Național Liberal. Ar trebui să vină săptămâna aceasta sau săptămâna viitoare cu un răspuns. Elena, îți mulțumesc tare mult pentru explicație. Și ne uităm acum, doamnelor și domnilor, la urmările exploziei de la o hidrocentrală din Italia. 4 oameni sunt în continuare dispăruți. Sunt speranțe foarte mici să mai fie găsiți în viață. Printre cei 3 confirmați morți este și un român care se stabilise în peninsulă acum 20 de ani. Vestea morții românului din Italia a șocat comunitatea din Settimo Torinese. Oamenii au văzut la televizor știrea despre explozia de la hidrocentrală. Câteva ore mai târziu realizau că una dintre victime era chiar vecinul lor. Era una bravissima persona. Avea 2 piccoli. Sì, 2 adolescenti. Fiii românului sunt gemeni, au 14 ani și s-au născut în zona Torino, unde familia locuiește de peste 20 de ani. Erau la școală atunci când au primit vestea și, lesne de înțeles, momentul a fost unul cât se poate de delicat. La mamma ha preferito dare la notizia ai ragazzi recandosi qui a scuola.
con il supporto delle psicologhe. Hanno reagito con grande dignità, con dispiacere, come giusto che sia, ma con grande dignità e grande forza. Moartea tatălui lor a declanșat un val de simpatie în localitate și foarte mulți s-au oferit să dea o mână de ajutor. Siamo presi l'impegno di seguire molto in tutto quello che hanno bisogno. Penseranno anche del fatto di fare i funerali qui a Settimo. È totalmente inconcepibile una morte come questa, è inconcepibile morire sul lavoro. Originar din Iași, românul era angajatul unei firme care făcea lucrări de supraveghere și control la instalațiile electrice. Lucra în echipă cu șeful lui și un alt coleg italian. Tutti insieme a mangiare da noi, quindi è chiaro che con alcuni di loro, quelli che vengono da più spesso, si è instaurato, non dico un'amicizia, ma comunque un ottimo rapporto. Explozia i-a surprins pe toți trei în camera transformatoarelor, la 30 de metri adâncime, iar nivelul respectiv s-a umplut imediat cu apă. Procurorii au deschis o anchetă în acest caz și au dispus autopsierea corpurilor victimelor. Au sunat alarmele, doamnelor și domnilor, în estul, nordul și vestul Ucrainei. Rușii au lansat un nou atac masiv, inclusiv asupra Kievului. Cel puțin 10 rachete au vizat și regiunea Harkov, unde oamenii trăiesc iadul pe pământ. S-au auzit explozii și într-o regiune aflată la granița de nord a României. Nu au fost raportate victime deocamdată. Ieri, 7 oameni au fost uciși în regiunile Harkov și Odessa. De cealaltă parte, și autoritățile ruse anunță victime. 3 morți într-un atac ucrainean cu dronă, într-un sat aflat aproape de graniță. Totul în timp ce pe front armata duce lipsă de oameni și muniție, iar la Kiev, parlamentarii iau în calcul proiecte controversate, cum este cel care face posibilă înrolarea deținuților. Această practică e deja folosită pe scară largă în Moscova, așa cum știm, și a creat și foarte multe probleme în momentul în care deținuții s-au întors acasă după ce au luptat pe front. Inundații catastrofale în Rusia, cel puțin 10.000 de locuințe au fost inundate în regiunea din Rusia cel mai grav afectată de revărsarea fluviului Ural, al treilea cel mai mare din Europa. Văzute din aer, orașe întregi arată ca niște lagune. În Orenburg, unul dintre cele mai afectate, nivelul apei a depășit deja 10 metri și continuă să crească. Pe străzi se circulă cu barca, după ce mai multe diguri au cedat sub presiunea apei. Cele mai puternice viituri din ultimele 8 decenii au provocat pagube uriașe și în Kazahstan, unde aproape 100.000 de oameni au fost evacuați. Acum, doamnelor și domnilor, la vremea de la noi, o masă de aer tropical aduce temperaturi care depășesc cu mult media normală pentru această dată. Vor fi 30 de grade la umbră și ploi puține, iar în aceste condiții, seceta se va agrava. Dacă se mai răcorește în perioada care urmează, ne spune chiar acum Greta Gavrilă. Bun găsit, Greta!
Bun găsit! Vremea va fi deosebit de caldă. Temperaturile vor tinde spre 30 de grade Celsius prin sud-estul teritoriului. Atmosfera va fi în general înstorită, mai puțin prin nord-est și la munte, unde se vor mai aduna norii și s-ar putea să apară câțiva stropi de ploaie și vântul va mai avea ușoare intensificări prin regiunile estice. În capitală, vremea va fi neobișnuit de caldă. Temperaturile și aici vor atinge 28 de grade Celsius. La munte se vor înregistra din nou maxime de până la 21 de grade, vor fi averse, iar în noaptea de vineri spre sâmbătă s-ar putea să mai apară și fenomene electrice. Eu mă opresc aici, revin în jurnalele următoare cu mai multe informații. Marea ieftinire a guvernului pentru alimentele de bază nu prea pare să dea roade. Produsele cu adaos comercial plafonat se scumpesc pe bandă rulantă. Plătim mai mult pe carne și pe fructe, dar și pentru alte alimente care nu sunt în lista aceasta de excepții. De altfel, în martie, prețurile au crescut în medie cu 6,6%, ceva mai puțin față de luna precedentă. E drept, colega mea, Georgiana Iuzic, are toate informațiile despre scumpiri. Nu stăm prea bine, Georgiana, nu e așa? Bună dimineața! Bun găsit tuturor! Ei bine, vedem că de la o lună la alta prețurile cresc atât în piețe cât și în supermarketuri, însă ne uităm luna aceasta la produsele din lista plafonării adaosului comercial, acea listă cu produse protejate de guvern, și vedem că fructele, deși ar trebui să fie mai ieftine, Institutul Național de Statistică ne arată că acestea s-au scumpit cu mai bine de 7%. De asemenea, vedem că ne uităm și la cartofi, pentru că și aceștia s-au scumpit cu aproape 6%. Vedem acum în piețe, un kilogram de cartofi se vinde cu 5 sau chiar 6 lei. Ne uităm mai departe către alte produse de bază și vedem că au fost scumpiri înregistrate chiar și la carne. Vorbim aici de carnea de porc, ce a crescut la preț cu aproape 8%. Însă, așa cum spuneai și tu mai devreme, sunt câteva produse care s-au scumpit, deși nu fac parte din acea listă. Aici vorbim de conservele de fructe, care s-au scumpit cu mai bine de 13%. Vorbim de asemenea și de bere, care este mai scumpă acum cu 10% față de aceeași perioadă a anului trecut. Ne uităm mai departe, pentru că nu doar produsele alimentare s-au scumpit, au fost câteva creșteri de prețuri și la cele nealimentare, acolo unde ne avertizau economiștii că vom vedea acest adaos comercial limitat la produsele de bază, cumva că se va transfera către alte produse. Și vedem, statistica ne arată că acum detergenții sunt mai scumpi cu 23% față de anul trecut. De asemenea, și medicamentele au avut o creștere de preț cu peste 20%, și vorbim de asemenea și de cosmetice, care s-au scumpit cu 17%. Avem date surprinzătoare, doamnelor și domnilor, care ne arată pe cine ar vota românii dacă duminică ar fi alegeri europarlamentare. Un sondaj exclusiv pentru Digi24 arată că alianța PSD-PNL ocupă cei drept primul loc în clasamentul intenției de vot la europarlamentarele de pe 9 iunie cu doar 28%. Urmează alianța Dreapta Unită cu 21,5% și AUR cu 17,6%. Cam asta este clasamentul în momentul în care vorbim. Acestea sunt procentele raportate la totalul celor care au răspuns întrebărilor, inclusiv cei care au spus că nu ar merge la urne. Cresc un pic procentele atunci când raportarea se face la numărul celor care au intenția să voteze, așa cum este și normal, astfel că PSD-PNL ar ajunge la 31,6%. Nici în această situație nu și-a ating ținta de 50%. Mai au ceva timp. Alianța formată din USR, PMP și Forța Dreptei ar obține 24,6% în acest caz și AUR urcă la aproximativ 20%. O întrebare a sondajului a fost dacă partidele suveraniste naționaliste reprezintă o soluție sau o problemă pentru România. Am văzut AUR și SOS România ar avea împreună undeva la 28% din voturile valide exprimate către Parlamentul European. Ei bine, 12,3% dintre participanții la sondaj consideră că aceste partide suveraniste naționaliste reprezintă categoric o soluție. Și de data aceasta iau de jos în sus să vă spun rezultatele. Bun, 19,2% le consideră mai degrabă o soluție și 63% spun că ele cu siguranță sunt o problemă.
Aici, clar, este majoritatea. Ei bine, nici alianța PSD-PNL nu este considerată neapărat o idee bună pentru România. 53,6% spun acest lucru, în timp ce procentul celor care o apreciază este undeva de doar 35%, așa cum vedeți și dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Deci, nu prea este privită cu ochi buni alianța pe care au făcut-o PSD și PNL pentru primele alegeri. Ei spuneau că dacă va merge bine totul, atunci vor continua alianța și pentru următoarele alegeri. Vedem ce se va întâmpla. Și urmează, doamnelor și domnilor, astăzi un nou sondaj exploziv. Confruntarea supremă pentru Cotroceni se anunță spectaculoasă. E clar că aceasta este miza și ne uităm cu toții la candidați și la cine are acum cele mai mari șanse. Marcel Ciolacu, Nicolae Ciucă, George Simion și Mircea Joană se vor lupta pentru mandatul de președinte în acest sondaj deocamdată. Cine va reuși să se impună? Cum se va împărți puterea în România? Ei bine, Digi24 vă prezintă în exclusivitate cum arată linia de start în cursa pentru Cotroceni, tot în acest moment. Cine are prima șansă? Cum vor românii să împartă puterea, pentru că este extrem de interesant, cine i-a dezamăgit și cine nu. Tot Cosmin Prelipceanu vă dezvăluie astăzi la ora 20 clasamentul politic al momentului, dar și multe altele. Un sondaj Atlas Intelligence, cea mai precisă casă de sondare din Statele Unite ale Americii la alegerile din 2020. Așa cum am văzut toate rezultatele lor. Ei bine, toate aceste rezultate pe care le-am prezentat dumneavoastră, doamnelor și domnilor, în aceste 3 zile sunt cifre precise legate de tabloul momentului și știm bine, până la prima rundă de alegeri, 9 iunie, mai sunt doar 2 luni, atunci vom vota pentru primari, care sunt deja în luptă, de asemenea și pentru europarlamentarii care ne vor reprezenta la Bruxelles. Alegerea legumelor și fructelor de la piață a devenit, din păcate, pentru noi o adevărată loterie. Mâncăm produse pline de pesticide, fără măcar să știm ce am cumpărat. Autoritățile statului ne spun că totul este în regulă și că țin situația sub control. În realitate, însă, habar nu au ce cantitate de produse neconforme există acum pe piață. Și asta pentru că se testează extrem de puțin, doamnelor și domnilor. În plin sezon al verdețurilor, în București, se testează așa și nu știu, poate că pare fabulos, dar chiar asta se întâmplă. Se testează o ceapă verde, un usturoi, un leuștean, o salată, un spanac și un cartof. Nu e verificată, spre exemplu, vreo ridiche roșie care este pe piață. Totul în condițiile în care pe piață acum sunt zeci de tone de produse. Haideți să urmărim împreună un nou episod Statul la Stat. Ceapă verde cu DDT, un pesticid extrem de toxic, interzis în Europa, fiind cunoscut că favorizează apariția cancerului. Morcovi cu două tipuri de insecticide interzise în Uniunea Europeană. Roșii cu numai puțin de 19 pesticide. Avocado bio plin de substanțe chimice. Campania Digi24 de testare a nivelului de pesticide din legumele pe care le mâncăm arată că statul român testează foarte puțin și habar nu are cât de toxice sunt legumele și fructele pe care le cumpărăm zilnic din piețe și supermarketuri. Ca un corolar al ultimei luni și jumătate, două luni de când ne-am apucat să testăm săptămâna de săptămână, să prelevăm din diverse locuri, că vorbim de retail, că vorbim despre piață, că este o harababură în ceea ce privește testarea produselor care se află pe piață. Am făcut un exercițiu pe cât de simplu, pe atât de elocvent. Instituția care se ocupă de testarea legumelor și fructelor produse în țară este Autoritatea Națională Fitosanitară, aflată în subordinea Ministerului Agriculturii. Am luat ca exemplu Bucureștiul, cea mai mare piață de desfacere din țară. În luna aprilie acestui an, Autoritatea Fitosanitară testează în capitală, atenție, o ceapă verde, un usturoi verde, un leuștean, o salată, un spanac și un cartof. Atât și nimic mai mult. În condițiile în care zilnic ajung la vânzare tone de produse, deși este sezonul verdețurilor, în tot Bucureștiul nu este testată nici măcar o ridiche roșie. Insistența mea asta e dacă dumneavoastră puteți garanta că toate aceste produse care există pe piață, iar dumneavoastră nu le verificați, dacă aveți doar 6 probe luna asta pe București, sunt conform. Eu, mie îmi place să cred că sunt conform. Îmi place să credeți. Da. Doamna, căreia îi place să creadă, este Paulina Gabor și conduce Autoritatea Națională Fitosanitară. Chiar dacă se testează atât de puțin, angajata statului ne spune că totul este în regulă.
Pe ce se bazează? Pe faptul că România respectă regulamentele, procedurile și normele europene în domeniu, deci nu avem de ce să ne facem griji. În plus, este deranjată de faptul că presa folosește expresii dure ca să descrie pericolul la care sunt expuși cetățenii. Să nu mai utilizăm acest produse periculoase. Sau când zici periculos sau mai e o expresie, deja te duce cu gândul că te omoară. Păi dacă găsești pe piață, doamnă, produse care au un nivel de pesticide peste limita admisală, ce sunt? Acum, sunt, prezintă un risc pentru sănătate, dar nu sunt periculoase, cum se vehiculează. Nu, e un risc pentru sănătatea umană, de aceea ei sunt obligați. Dacă e un risc, nu înseamnă că sunt periculoase? Un risc îl avem oriunde, și în aer, și în atmosferă. Ce facem? Și aerul pe care respirăm, e poluat. Este important de precizat că se testează atât de puțin, nu pentru că nu ar vrea conducerea autorității fitosanitare, ci pentru că atât este capacitatea statului român în acest moment. De-a lungul anilor, nimeni, niciun ministru al agriculturii, nu a mișcat un deget pentru a schimba lucrurile. În toată țara există doar două laboratoare, unul în București și unul în Târgu Mureș. Am mers și noi la cel din capitală pentru a vedea cum se întâmplă lucrurile. Șefa de laborator este Aurelia Surdu. Statul român oferă vreo garanție că ridicile de pe piață din luna aprilie, din București, sunt conforme? Rezidurile de pesticide sunt în limite legale? Dar cine garantează sau puteți, dumneavoastră puteți spune cu siguranță că nu sunt conforme? Adică eu nu pot să garantez, dar nici dumneavoastră nu puteți veni cu asta că s-ar putea să fie toxicide. Eu nu lansez aici o acuzație, eu doar întreb. Și v-am spus, facem o analiză a riscului. Ținem cont de această capacitate a laboratorului și nu pun mai multe probe de ridic în detrimentul altora care sunt cu risc mare. Ne spune de la bun început că se lucrează la foc continuu, însă aparatul nu poate mai mult. Astea nu se opresc niciodată. Zi, noapte, sâmbătă, duminică, profităm vinerea, le pune aici cât așa și intră cumva colegele și de acasă online să verifice să nu se oprească. Procesul este extrem de migălos și, pentru ca rezultatele să fie concludente, este nevoie să treacă și câteva zile de la procesarea probei. Aici se întâmplă separarea pesticidelor și identificarea lor, iar aici, care este cel mai este spectrometru de masă, în funcție de mase, de nu știu ce, ne spune și ce este și cantitatea. Majoritatea legumelor de sezon care se vând în București provin din județele limitrofe. Și aici se testează la fel de puțin. În Ilfov, de exemplu, în această lună sunt prelevate doar 5 probe. 2 de spanac, un leuștean, o salată și un usturoi verde. Asta în condițiile în care nicio instituție a statului nu are o evidență clară a cantității de marfă care se produce și traseul pe care aceasta îl urmează pe piață. Eu mă îndoiesc că există aceste cifre, eu n-am reușit să le aflu de undeva. Câtă marfă intră în București și de unde, în primul rând, și ce conțin ele, nu mai spunem că asta este o întrebare fără răspuns. În momentul ăsta, dacă vreau să aflu câtă ceapă verde, câtă salată, câte ridichi se cultivă și se vând de la producătorii din Ilfov, pe cine întreb? Este foarte greu. Eu, jurnalist. Este foarte greu. Eu mă raportez doar la cei care au accesat acel grant. Cine nu a accesat, pot să știu încrucișat, da, din aceste avize, că știu care activitate, sau pot să știu încrucișat de la primărie, în baza registrului agricol, asta, dacă a fost trecut. Înseamnă să cereți dumneavoastră la primărie. Corect. Dincolo de discursurile oficiale în care ni se transmite că totul este sub control, instituțiile statului habar nu au care este situația reală din piață, câte dintre legumele și fructele care ajung pe mesele românilor respectă limitele de pesticide impuse de lege. Abia acum, în ceasul al 12-lea, conducerea autorității fitosanitare spune că vrea să mai cumpere încă 3 laboratoare, astfel încât capacitatea de testare să crească. Am gândit să avem în fiecare regiune a țării, deci pe lângă cele două, da, de aici, de la București și de la Târgu Mureș, să mai existe unul în Moldova, unul în Banat și unul în Oltenia. Și, uite așa, până când statul își va îmbunătăți capacitatea de testare și control, alegerea unui produs curat de la piață sau supermarket rămâne doar o loterie.
Andra iubește călătoriile. Iar eu iubesc momentele în care se întorc cu toți acasă. Toffifee combină ceea ce iubim cu toții. Alune în caramel, cremă de nugat și ciocolată.